În cartierul nord din Râmnicu-Vâlcea este funcțional un complex de servicii comunitare la standarde moderne. În imediata apropiere există un alt centru de asistență socială, aflat și el în coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția a Copilului, unde în prezent se efectuează lucrări de reabilitare cu fonduri prin PNRR. În acest imobil își desfășoară activitatea Centrul de Recuperare Neuromotorie, de tip ambulatoriu pentru persoane adulte. Se investesc aici circa 900 de mii de lei pentru modernizarea și dotarea spațiilor de la parter. Am spus și ne ținem de cuvânt, am modernizat și am făcut o clădire pentru servicii sociale aici în cartierul Nord. Este o investiție în protecția socială, domeniul strategic de dezvoltare în strategia noastră. Ei bine, suntem la parterul unei clădiri care avea neapărată nevoie de modernizare. Și investim undeva la 900 de mii de lei, 9 miliarde de lei vechi, în ceea ce înseamnă modernizarea acestui spațiu destinat persoanelor ocrotite în cadrul direcției noastre de protecție socială. Lucrările sunt în plină execuție și, potrivit contractului, vor fi finalizate până la sfârșitul anului. În ceea ce privește dotările, acestea constau în echipamente medicale, aparate fitness, gimnastică și mobilier medical. Este vorba despre un centru de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu. Este un proiect finanțat prin PNRR, iar data finalizării lucrărilor este 31 decembrie 2024. În cadrul acestui contract vom moderniza și dota acest centru. Pe măsură ce lucrurile avansează, am început să facem și achizițiile în ceea ce privește dotarea cu echipamente medicale, cu echipamente fitness și toată aparatura care e necesară dotării tuturor cabinetelor și sărilor de kinoterapie, hidroterapie, masaj și așa mai departe.